Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Alocarea primei tranșe din asistența financiară promisă de europeni se amână din cauza invalidării alegerilor de la Chișinău. Iar Curtea de Apel a respins contestația socialiștilor care au cerut anularea deciziei CEC prin care alegerile au fost declarate nule. Igor Dodon a anunțat aseară că ar putea participa la parlamentare pe listele socialiștilor, iar asta înseamnă că ar urma să-și dea demisia din funcția de președinte. Socialiștii vor să fie organizat un al doilea tur de scrutin în capitală cu un singur candidat, Ion Ceban, așa că au atacat la Curtea de Apel decizia luată de CEC săptămâna trecută. Ce au hotărât magistrații, ne spune colega noastră Daniela Focșa. Daniela, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Curtea de Apel a respins în această după amiază contestația depusă de socialiști. Aceștia cereau ca alegerile să fie repetate, anume turul 2 să fie repetate, însă să fie exclus Andrei Năstase, astfel că să participe doar Ion Ceban. Deși au fost respinse, acestea nu exclud că vor contesta la Curtea Supremă de Justiție această hotărâre, însă Ion Ceban spune că nu va participa la alegeri în cazul în care turul 2 de scrutin va fi repetat. L-am contactat și pe Andrei Năstase, acesta se află la Strasburg, însă nu ne-a răspuns la telefon, iar liderul platformei DA spune că un astfel de scenariu ar fi posibil conform legislației. Acestea au fost informațiile, cu detalii revenim în jurnalul următor. Daniela, îți mulțumesc. O nouă ședință în dosarul lui Dorin Chirtoacă are loc acum la judecătoria Chișinău cu sediul la Buiucan. Astăzi, Nistor Grozavu a răspuns la întrebările avocaților fostului primar. La ieșire din sala de judecată, viceprimarul a declarat că a spus doar adevărul și a respins acuzațiile făcute anterior de Dorin Chirtoacă, precum că ar minți deoarece este presat. În timpul audierilor, avocații lui Chirtoacă au acuzat judecătorul că i-ar fi dictat lui Nistor Grozavu răspunsurile la întrebări și au cerut recuzarea acestuia. Dorin Chirtoacă susține că martorii audiați în dosarul său fac declarații la comandă. Fostul primar este cercetat pentru trafic de influență și corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată. El se declară nevinovat. Tinerii de la Măgdăcești s-au mobilizat ca să ajute o femeie să trăiască. Ei au jucat fotbal, încercând în felul acesta să strângă bani pentru o tânără mamă care suferă de leucemie. Echipele sunt de la Ratuș, de la Liceni Măgdăcești. Mă sunt bine că fac un lucru bun. Femeia luptă pentru viață ca să-și poată crește cei 3 copii. Vedeți detalii în jurnal. O femeie a fost salvată din apartamentul său care s-a umplut de fum. Ea a fost scoasă de pompieri pe geam de la etajul 5 al unui bloc de pe strada Cuza Vodă. Pompierii susțin că femeia în vârstă de 65 de ani era beată și a uitat o cratiță pe aragaz. Vecinii au observat că din interior iese fum, dar pentru că ea nu răspundea, au chemat salvatorii. Aceștia au venit cu o auto specială și au scos proprietarea locuinței folosind o scară, fără ca ea să aibă de suferit, după care au stins focul. Igor Dodon ar putea participa la următoarele alegeri parlamentare și va fi primul în lista socialiștilor. Declarația a fost făcută aseară la prezentarea raportului pentru un an și jumătate de activitate. Dacă va alege să rămână deputat, Dodon va trebui să renunțe la funcția de președinte, iar interimatul ar urma să fie asigurat de Andrian Candu. Cel puțin așa prevede legislația. Eu nu exclud că aș putea să merg ca cap de listă la Partidul Socialist. Cum nu există termen de vacanță electorală pentru președinte, Igor Dodon ar urma să-și dea demisia ca să participe în campanie pe listele PSRM. Ne-a confirmat acest lucru Igor Munteanu de la IDIS Viitorul, care susține că, teoretic, statul ar urma să fie condus de președintele Parlamentului, Andrian Candu, în aceste condiții. Ieri, Dodon a făcut bilanțul pentru 18 luni de activitate și a aruncat săgeți în Partidul Democrat, care i-ar fi pus piedici la toate inițiativele sale. Parlamentul și guvernul au încercat și au subminat instituția prezidențială. Pentru că nu pot controla pe președinte și nu le face jocul așa cum vor ei. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat nu ne-a răspuns la telefon pentru a da o replică. Șeful statului, cel care a decretat numirea în funcția de ambasador în SUA a membrei PD și a acceptat schimbarea destinației terenului de la Stăuceni pentru construcția ulterioară a arenei Chișinău pe acel loc, spunea ieri că a făcut până și imposibilul să blocheze ideile formațiunii de la guvernare. Nu a putut da un răspuns clar. Ce a făcut ca să demaște schemele de corupție așa cum a promis în campania prezidențială? Nu a permis ca să am instrumentul Procuratura Generală.
Așa că asta este răspunsul la întrebare. Dați-ne pârghii, dați-mi suport, întorceți în procuratura și o să vedeți la modul practic ce o să întâmple. Întrebat despre proteste și scrutinul local, acesta a precizat că Andrei Năstase nu ar face decât să se victimizeze, iar manifestațiile nu și-au finalitate. Și ei strigă ciuma roșie. Ciuma roșie. Vreau să aduc aminte, albaștri, voi galubăi ați fost, galbeni și viață ați fost la guvernare. Unde vedeți voi roșii? Liderul PPDA nu a fost de găsit pentru a răspunde acuzațiilor, fiind plecat în străinătate. Cât ține de fastuoasele concerte, Dodon a precizat repetat că de organizare s-a ocupat Fundația Primei Doamne. Sponsorii binefacerii prezidențiale rămân însă anonimi, pentru că informația ar avea date cu caracter personal. Spre final, președintele și-a enumerat prioritățile pentru următoarele 6 luni, menționând că va reînregistra în legislativ toate inițiativele și va oferi ghiozdane gratuite pentru toți copiii care vor păși în clasa 1 la toamnă. Nu a spus însă din ce bani. Printre altele, a menționat că va pleca pe 9 iulie în Turcia la investirea în funcția președintelui Erdogan și apoi în Rusia la finala campionatului mondial de fotbal. Dodon a câștigat alegerile prezidențiale în 2016, devansând-o pe Maia Sandu. Cei 100 de milioane de euro oferiți de europeni deocamdată nu vin la Chișinău din cauza invalidării alegerilor. Despre asta anunță publicația Newsmaker cu referire la un răspuns al Comisiei Europene. Delegația Uniunii Europene la Chișinău a confirmat suspendarea primei tranșe din cauza recentelor evenimente politice din Republica Moldova. Newsmaker a solicitat o informație oficială de la Comisia Europeană pentru a afla dacă anularea rezultatelor alegerilor din Chișinău va afecta asistența macrofinanciară promisă țării noastre. În răspunsul oferit de Comisie se arată că Moldova a respectat angajamentele economice, dar nu și cele politice. Concluzia a venit ca urmare a deciziei Curții Supreme de Justiție din 25 iunie privind invalidarea alegerilor din Chișinău. Prin urmare, acordarea primei tranșe din cele 100 de milioane de euro a fost amânată, scrie Newsmaker. Aceste mijloace, atât și în bugetul pentru 2017, cât și în 2018, sunt prevăzute ca și intrări în buget, ca formă de finanțare a cheltuielilor bugetare. Ele nu au o destinație exactă, ele au condiții și condiționalități care vizează anumite sectoare în care să se întâmple reforme. Moldova, fiind lipsită de aceste resurse, trebuie să caute în alte părți resurse pentru a face față cheltuielilor angajate, inclusiv din bugetul de stat. Asta ar însemna că același Minister al Finanțelor, în loc să beneficieze de aceste intrări de la Bruxelles sub formă de asistență macrofinanciară, va fi nevoit să meargă să ia împrumut de la bănci. Ori noi cunoaștem că asistența macrofinanciară de la parteneri este o resursă financiară relativ ieftină. Iar când se face împrumut pe intern, respectiv toate aceste costuri, ulterior se așează, povărează statul ca și datorie internă. Pe de altă parte, într-un comunicat emis aseară de guvern, se spune că decizia cu privire la transferul sau suspendarea primei tranșe din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova nu a fost luată. La întâlnirea de ieri cu premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului Andrean Candu, comisarul pentru politică europeană de vecinătate Johannes Hahn ar fi spus că situația din Moldova este prea fierbinte acum și neclară pentru a lua o astfel de decizie și urmează să fie analizată la calm, pentru că are multe semne de întrebare. Potrivit fostului ministru al finanțelor Veceslav Negruțe, pentru prima dată Republica Moldova a cerut asistență financiară din partea UE în luna august 2015, iar apoi a fost reiterată solicitarea în luna martie 2016. Ulterior, în toamna lui 2016, Comisia Europeană a decis să acorde țării noastre 100 de milioane de euro, dintre care 60 cu împrumut, iar 40 grant. Banii urmeau să fie transferați începând de anul trecut, însă nu s-a mai întâmplat pentru că țara noastră nu a îndeplinit condițiile impuse de UE legate de reformarea sistemului justiției, a sectorului bancar și lupta împotriva corupției. Există acea condiție de ordin politic, atât Comisia de la Veneția, cât și oficialii de la Bruxelles au constatat diferență între ceea ce a fost recomandat și ceea ce a fost realizat aici în Republica Moldova, odată cu schimbarea în 2017 a sistemului electoral și trecerea la un sistem mixt. Și respectiv au complicat dialogul pentru a obține această primă tranșă din asistența macrofinanciară. Este acea nevalidare a votului alegerilor locale în Chișinău. Ieri și Maia Sandu, Andrei Năstase, dar și liderul PLDM Viorel Cibotaru, aflați la Strasburg, unde au transmis rezoluția adoptată la protestul de duminică, s-au întâlnit cu Johannes Hahn, care s-ar fi arătat îngrijorat cu privire la invalidarea alegerilor.
Cei trei lideri au avut aseară o întrevedere cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, iar astăzi cu un alt reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini. Trei bărbați care falsificau pașapoarte românești și cu ele trimiteau moldovenii la muncă peste hotare au ajuns pe mâna poliției. Aceștia au fost prinși în momentul în care încercau să iasă din țară prin Vama Leușeni. Oamenii legii au făcut percheziții în mașinile și casele suspecților, unde au găsit mai multe pașapoarte românești false, dar și documente poloneze și cehe la fel false. Acum doi bănuiți sunt în arest la domiciliu, iar al treilea în izolator. Ei riscă o amendă de până la 70.000 de lei sau 7 ani de închisoare. Un sat întreg s-a mobilizat ca să ajute o femeie să trăiască. Aceasta a fost diagnosticată recent cu leucemie. La 36 de ani, ea luptă pentru viață ca să-și poată crește cei trei copii. Sătenii din Măgdăcești au organizat o cupă de fotbal ca să adune bani pentru tratamentul costisitor pe care femeia l-a început în Turcia. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, fac-se în voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Cu rugăciuni, așa și începe, dar și încheie ziua copiii familiei Bătlan din Măgdăcești. Gândul la cel de sus le dă puteri să lupte alături de mama lor, care acum 2 luni a fost diagnosticată cu leucemie. Mama avea niște vânătăi care apăreau de la cea mai mică lovitură și de atât a dat anumite analize, toate analizele de sânge care le dădea erau rele. Tratament, chimioterapie face și stă sub supravegherea medicilor acolo. Ei s-a spus că are șanse, rata de vindecare de la 90-95%, e chin, dureri, dureri mari. Cred că noi trecem. Acum Alona Bătlan este la tratament în Turcia. Acesta este unul de durată, dar și foarte costisitor. Specialiștii turci, care i-au oferit o șansă la viață, i-au cerut pentru cele 4 ședințe de chimioterapie 100.000 de dolari. Din donații, familia abia de a strâns 20% din sumă. Pentru familia noastră e foarte mare sumă, de 100.000 de lei. Eu așa bani n-am văzut niciodată. Soțul Alonei este șofer de cursă. Până acum, deplasările sale erau lungi, dar de când soția s-a îmbolnăvit din nou, a renunțat la serviciu, pentru că nu are cine să stea cu cei trei copii. Acum, familia luptă din răsputeri să adune suma necesară pentru tratament. Oamenii care pot să ne ajute, nu mai știe nimeni de așa boală severă ca asta. Aflată în Turcia, femeia nu a putut fi prezentă la ziua de naștere a mezinei, așa că i-a transmis îmbrățișori prin internet. Tot pe această cale, familia își spune în fiecare zi bună dimineața și noapte bună. Mama, cum te simți? Vreau să vii tare repede acasă, pentru că te iubesc tare mult. Mi-este tare greu fără tine. Pentru mine e cel mai important să o aud în fiecare dimineață, că e tot bine. În lipsa mamei, copiii se alină cu gândul la ea. Mama întotdeauna spunea că trebuie să fim simpli și să nu ne comportăm urât cu cei din jur. Mama mi-a dat un sfat cum să procedez și eu exact așa și-am făcut. Anume, atunci rezultatul era unul bun. Între mine și mama e cea mai strâns prietenie posibil. Nu stă bătută, tot timpul chiar de și-o durie, așa, astea, tot timpul se ține că e bine, așa e de firea ei. Dragoste la prima vedere, așa, să zicem. Și există și până în ziua de astăzi. Pentru a colecta bani, mai multe echipe s-au strâns pe stadionul din Ratuș pentru a juca fotbal. Fiecare jucător a donat câte 200 de lei. Echipele sunt de la Ratuș, de la Liceni, Măgdăcești. Mă simt bine că fac un lucru bun, mă rog, mă stăruiesc să fac un lucru bun. Că am mai participat la așa fel de turnee, tot de caritate și... Mă rog, se primește bine, ceva frumos. Cei care vor să doneze bani pentru cazul Alionei Bătlan pot găsi datele conturilor bancare pe site-ul protv.md. E cel mai mare dorință ca mama să fie bine din acasă. Poliția, medicii și pompierii s-au mobilizat ca să împlinească visul unui copil de a fi de limonadă. Get your ice cold lemonade! După ce mama băiețelului s-a plâns pe Facebook că un client i-a reproșat fiului său că vinde limonadă fără autorizație, responsabilii i-au adus copilului documentele la ușă. Cum a fost posibil, vă explicăm imediat. 6 canadieni și-au pierdut viața în ultimile zile din cauza unui val de caniculă care s-a abătut asupra țării. Regiunile din centrul și estul Canadei se confruntă cu temperaturi ridicate și umiditate, iar autoritățile au activat planul de urgență.
Planul de urgență care vizează sudul provinciei Quebec, inclusiv orașul Montreal, a fost activat după ce mercurul din termometre a depășit 40 de grade, mult peste media obișnuită. Din cauza umidității ridicate, căldurile se simt și mai tare. De sâmbătă, 6 persoane din Montreal au murit din cauza temperaturilor extreme. Most of them were people living alone. Most of them had a chronic disease or mental health problem. All of them did not have air conditioning and they were living in building of more than 4 to 6 levels. Autoritățile locale au anunțat că peste 6.000 de persoane au solicitat ajutorul medicilor după ce li s-a făcut rău din cauza căldurii. Municipalitatea a repartizat 42.000 de litri de apă organizațiilor care se îngrijesc de populația fără adăpost, a prelungit programul piscinelor, iar fântânile artizanale funcționează non-stop. Totodată, pompierii au primit indicații să viziteze persoanele expuse riscului, mai exact oamenii în etate, familiile social vulnerabile și cei care suferă de boli cronice. We're looking at them, asking them questions if they know about the symptoms and what they could do to cool off themselves. În 2010, din cauza căldurii, în Canada au murit 106 persoane. Proteste de amploare în Polonia. Zeci de mii de polonezi au ieșit în stradă aseară în mai multe orașe ale țării pentru a apăra independența justiției. Manifestațiile vin după ce puterea a redus vârsta de pensionare a judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție de la Varșovia. Cei de la guvernare spun că vor astfel să curețe instanța de dinozaurii din vremea comunismului, dar protestatarii văd în această tentativă de pensionare forțată a judecătorilor o continuare a eforturilor de subordonare a justiției. În acest context, Comisia Europeană a lansat procedura de sancționare a Poloniei din cauza noii legi, despre care consideră că va submina independența judiciară. Tragedia în Indonezia, unde un feribot cu 140 de persoane la bord s-a scufundat, cel puțin 34 de persoane au murit. Un bărbat care se afla pe vas a transmis live imagini de pe nava în timp ce aceasta se ducea la fund. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Feribotul care transporta oameni și vehicule a început să se umple cu apă din cauza unei fisuri. Nava nu era departe de mal, iar capitanul a condus-o mai aproape de un recif pentru ca oamenii ajunși în apă să aibă de ce să se agațe. 69 de oameni au fost salvați, 35 sunt dați dispăruți, iar autoritățile au lansat o operațiune de căutare și salvare. După 10 zile de întuneric, frică și foame, cei 12 copii și antrenorul lor blocați într-o peșteră din Thailanda au primit asistență medicală, mâncare și apă. 7 scafandri, un doctor și o asistentă medicală au intrat aseară în grotă și au constatat că starea lor de sănătate este stabilă. Micuții au primit pături, termoizolante și haine, iar astăzi au început exercițiile de nod pentru ca să poată ieși la suprafață. Medicii și scafandrii au intrat aseară în grota în care se află băieții după ce cu o noapte înainte ei au fost găsiți de către doi salvatori britanici. Potrivit oficialilor thailandezi, medicii au analizat starea de sănătate a copiilor, iar din fericire niciunul dintre ei nu are răni grave. Băieții au fost hrăniți cu mâncare ușor de digerat, bogată în energie, vitamine și minerale sub stricta supraveghere a doctorilor. De asemenea, echipa de salvare a petrecut ceva timp cu grupul pentru a-i ridica moralul, iar din ultimile imagini filmate de echipa de intervenție se poate vedea că starea de spirit a echipei s-a îmbunătățit considerabil. Astăzi copiii au făcut primele lecții de not și de scufundări, iar procesul ar putea dura mai multe zile, așa cum spațiul prin care aceștia ar urma să fie evacuați este foarte îngust, iar apa curge cu putere. Autoritățile thailandeze sunt îngrijorate de faptul că în următoarele zile va ploua mai mult, ceea ce va cauza creșterea nivelului apei în peștere, ducând la inundarea zonei în care băieții se află acum. Grupul a fost găsit de către doi scafandri britanici după 9 zile de căutări pe o porțiune uscată din peștere la aproximativ 4 km de la ieșire. Copiii cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani și antrenorul lor în vârstă de 25 de ani au fost declarați dispăruți din data de 23 iunie. După ce aceștia au intrat în subteran, ploaia torențială a cauzat inundarea peșterii. O postare pe Facebook l-a ajutat să-și realizeze visul. Este povestea unui băiețel din Statele Unite care s-a apucat să vândă limonadă în fața casei sale, iar un client l-a certat pentru că nu avea autorizație. Supărată, mama s-a povestit despre asta pe Facebook, iar a doua zi, poliția, pompierii și medicii i-au adus documentele necesare chiar la ușa.
Ghețoaz cu lemenei! Tot ce și-a dorit Iacob Martin în vârstă de 8 ani de ziua sa a fost să-și amenajeze o tarabă în fața casei la care să-și vândă limonada preparată după propria rețetă. Cadoul a venit din partea surorii sale, care i-a confecționat una, așa că micul businessman s-a apucat de treabă. Totul a mers bine câteva zile până când i s-a întâmplat ceva neașteptat. This guy came up and said they have a permit and I thought, what? Well, what's going on? Bărbatul a certat pe micuț pentru faptul că el nu deține certificatele de calitate, așa cum prevede legislația. Băiatul, care suferă de o tulburare de vorbire, habar nu avea însă despre acest lucru. Cu visul aproape năruit, acesta a mers imediat la mama sa și i-a povestit ce i s-a întâmplat. Well, what crazy with him? Why won't shut me down? It's just lemonade. Supărată pe atitudinea celui care i-a certat copilul, femeia a povestit pe Facebook despre cele întâmplate. Iar a doua zi s-a pomenit cu poliția, ambulanța și pompierii la ușă. Inițial s-a gândit că aceștia au venit să-i amendeze băiatul pentru că vindea băutură fără autorizație, însă a avut parte de o surpriză. Cu toții au venit pentru a-i aduce fiului său autorizațiile de care avea nevoie. Pe lângă asta, aceștia au și gustat din băutura rocoritoare preparată de băiat. The best lemonade I've ever had. Deși inițial Iacob vroia să câștige banii pentru a-și ajuta mama, acum că afacerea merge ca pe roate, o parte din banii obținuți îi va dona unei biserici din localitate. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.